Astăzi este 19 mai și aceștia sunt Pau Pau. Se vede că aici avem o floare, este prima floare pe care a făcut-o. Interesant este că floarea începe prin a fi verde și apoi se colorează în acest bordeaux. El a avut mai mulți boboci. Unul știu sigur că a degerat atunci când au fost temperaturi negative noaptea și ceilalți au dispărut în mod misterios în ultimele zile. Eu, sinceră să fiu, bănuiesc limacșii, pentru că pe cealaltă plantă se văd urmele și acolo au dispărut toți bobocii. Aceasta este cealaltă plantă și iată, se vede cum a fost mâncat, se vede și urma de la limacși. Se vede această frunză în care a mai rămas foarte puțin și toți bobocii au dispărut. Sigur că ea nu avea să lege și le mulțumesc tuturor celor care mi-au sfătuit să rupă bobocii florali. Eu i-am lăsat totuși pentru că eram foarte curioasă să văd cum arată. Acum am de gând să pun această plasă, este o plasă de la ceapă, și să o pun peste acest pau-pau în speranța că îl voi putea proteja în acest fel de limacși. Doamne ajută!